Joacă Sophie's Curse, este horror rău. Ok, ok. Hai să vedem aici quick guide. The rules of the game are simple. Don't let the rights run out of power. That's it. Well, not really. Sophie can be pretty mean. First of all, use the save point. Whenever you are in the save point, nothing can happen to you unless the device runs out of power. I'm dyslexia, didn't know, or you don't fix an error. Note, the save point changes locations frequently. Use the laptop to locate it. If you're charging a device and Sophie makes a creepy sound, it means she's behind you. Stop charging the device immediately. Sometimes Sophie likes to appear at some locations, learn these locations and try not to look at them for too long. If she appears, run the opposite way. Also, be careful when you're moving through these locations, because if she appears and you click where she is, well, you're pretty much screwed. There are also times when Sophie ruins a device and this makes the whole system fail. The save point is the key for surviving. Hello, please forgive me, I was in a hurry and couldn't wait for you to arrive. Thank you so much for taking the gig. A lot of people turn me down because they believe this place is haunted, haha, can you believe that? My grandpa is already asleep. He's a heavy sleeper, so he probably won't wake up during the night. But it's best to have you in there just in case he needs help going to the bathroom or something. Man, asta deja poate să vină după noi sau? Please ignore all the mess in this house. It's our first day in there and I spent most of the day setting up my lighting devices because there is no electricity in the house. Apparently the wires in the house are very old and need to be replaced. Luckily, I created these lighting devices a few months back and now is the perfect time to test them out. I'm sure they will work just fine. My devices are almost ready to hit the market. I set 4 devices up around the house, 2 on each floor. That should be enough for now. These devices can hold a charge for up to 12 hours and I just recharged them, so you shouldn't have to worry about that, but please keep an eye on them just in case after all. It's still a prototype. If for some reason one of the devices gives you an error, you can use the computer that I left, but no. Deci avem niște device-uri. Două la fiecare etaj. Fiecare device ține 12 ore. Dacă unul din device-uri ne dă eroare, putem să folosim calculatorul pentru a-l repara. Dacă nu facem asta, întregul sistem va pica. Există ceva legat de locul ăsta care face device-urile un pic instabile, dar cu siguranță putem să trecem peste. Nu te îngrijora, o să fii plătit extra. Nu-mi pasă momentan de plata lor extra. Press H to hide controls. Și ce am de făcut exact? Reintrăm în joc. Ok, deci. Click here to move. Right click to use computer. Ok. Deci right click. Ce? Hold RMB to charge the device. E tot ok momentan. Click here to move. Ok, deci nu trebuia practic să fac chestia aia cu hide. Gen să închid. Bă, man, așa se aude puii mei în casa asta? Un d-asta cum n-ai mai zice? Un trăsnet? B. Mă gândesc că B-ul e ăsta, nu? Da. Ok, hai să încercăm, să încărcăm și A-ul. Întrebarea mea este laptopul. Bă, vreau la laptop. Vreau la laptop. De aici oare se face laptopul? Cred că de aici. Da, mă, de aici. Ok, hey Robert, are you there? Și unde e safe, puii mei? Working, working, working. Safe point. Ah, ok, la etaj acolo. Ok, bun. Hai să mergem atunci acolo. Hai sus. Ok. Si. Oh my god. Deci la fiecare trăznet, chestia asta. Și save point ce-i cu el? Nu știu. N-am idee. Trebuie să mergem jos. Trebuie să mergem jos. Ok. Ok, bun. Hai la dreapta. Să reîncărcăm ăsta. Aici să reîncărcăm și AU. Că murim naibii. Dacă pic cu curentul e clar. Ne-am dus dracului de tot. Ok. Working, working. Save point-ul încă acolo. Bine. A, B, C. C-ul e sus. Aici. Hai. Bun. B-ul. Ne întoarcem la B. Ok. Aici. B. Perfect.
Hai înapoi la calculator. Și stăm un pic așa și supraveghem, da? CU e un pic în cădere. Dar hai sus atunci să-l facem. Însă, în primul rând, vreau... Nu contează? Ok. Ok. D. Hai la D. Aici, în stânga. Bun, ei. S-a auzit doar un... Nu știu exact, un pas, habar n-am ce-a fost aia. Dar nu ne îngrijorăm, da? Totul safe, totul bine. Ce m-a speriat, frate, numai checkpoint a fost și m-a speriat. Ok, 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 ok. Hai să vedem ce se întâmplă. Bănuiesc că e unul care are o problemă, sau? I'm doing some research. Working, 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 ok. Checkpoints la 2... Stai, ce? Ce zicea? N-am văzut ce-a scris. Am văzut ce-a scris. Ok. Ok, ok. Stai, unde era checkpoint-ul? Nu, vreau înapoi la checkpoint, vă rog. Te rog frumos, Sophie. E la punctul A. Ok, adică aici. Bine. Doamne ferește. Dăm continue. Oh, frate. Și totuși, care a fost faza? De ce s-a întâmplat asta? De ce ne-a prins? Nu știu. Bun, hai înapoi la calculator. La punctul D este safe, puii mei. Okay, hai sus atunci la D. Stăm în stânga, mergem la D. Și stai, de ce era aici safe point? Asta înseamnă că nu ne poate prinde? Sau ce înseamnă? Nu mai știu, mă rog. Hai la, ăsta e CEU. Bă, CEU, sincer, un pic cam cade. Cam pe cădere, așa. B. Ok. Safe point-ul e încă acolo. A. Hai să-l încărcăm. Ne ducem sus, ne ducem sus, ne ducem sus, trebuie să mergem la safe point, nu? Nu, ăsta este simulator de infarct. Deci ăsta e simulator de infarct, frate. Oh, deci, if you are charging a device and Sophie makes a creepy sound, it means she's behind you. Stop charging the device immediately. Sometimes she appears așa. If she appears, run the opposite way. Run the opposite way. Păi și cum, unde dracu să mă duc în the opposite way, având în vedere că... Sophie... apare și direct mă moară. Frate, suntem de pe la primul checkpoint și nici pe primul nu reușim să-l ducem. Mă rog, al doilea suntem, dar puii mei. Băi, safe... Stai, tot n-am văzut ce era cu safe point-ul ăla. Poate ar trebui să mă duc sus atunci. Hai să mergem la safe point. Ce scade mai rapid. Poate ar trebui să mă uit la ce. Nu, 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 nu! Am uitat că în stânga nu mă pot uita. Stai, safe point, safe point, safe point, unde zice? First of all, use the safe point. Whenever you're in the safe point, nothing can happen to you. Ok. Unless the power runs out. Bun. Am reținut treaba asta. Deci, același save point, deci e la D. Ok.
singură problemă. Dacă apare Sophie, apare aici. Nu? Hai să mergem direct la D. Ce ziceți de asta? Ca să fim direct safe din prima, nu? Gata. Cât suntem aici, nu se poate întâmpla nimic. Au, scade repede. Ok, coborâm, du-te repede la... A, nu știu. Charge, ce naiba-i dăm? Ce facem? Ok. Dăm recharge. Hai la B. Și acum hai sus la D. Hai la D. Ok, nimic nu ne se poate întâmpla acum, da? Hai să și încărcăm dacă tot. Super. Bun, ne pregătim pentru A în curând. Momentan nu mă mișc, frate. Cât timp nu se schimbă waypoint ăsta, save point-ul e lejer. Hai să mergem acum jos. Coborâm. Hai la A. Superb. Hai la D. Chestia aia ce s-a auzit nu pare safe absolut deloc. Hai la D, îi dăm recharge. Ar trebui să ne uităm un pic să vedem dacă... Ok. Cum ziceam, ar trebui un pic să ne uităm să vedem. Oh, God. Ok, B-ul. Reîncărcăm B-ul, da? Ok. Hai la A și după aia trebuie să vedem rapidos unde e save point-ul acum. Save point? E la A. Și? Ok, e la A. Bun. Dar ne trebuie să ajungem la D, aia e problema. Hai la D. Man, ăla-i sunet creepy, gen că vine asta sau nu? Ok. Beu. Ok. Hai la calculator să vedem unde-i safe point acum. Ok. Urcă sus la etaj. Urcă-te la etaj. Suntem morți, nu? Suntem ca și morți. Nu. Wow, am scăpat, ești nebun? Wow. Ok, de-o e plin. Și eu e plin. E spatele meu, nu-i așa? Ok, hai jos. Au, și B-ul sunt un pic în pericol. Ok. Înapoi sus la etaj. Ok, și-au revenit astea. Bun, unde-o fi oare safe point-ul acum? Hai jos. Și hai la calculator. Safe point-ul e la D. Ok, D-ul, oh my god, toate cad atât de repede jos. Ok, stai, B. Bun, sus. Hai repede la C, dacă ne lasă. Ok, hai la D. Perfect. Înapoi, la A. Stai că devine extrem de stresant. Repede la A. Nu e aici. Ok, B. Ce? Și apoi ne întoarcem să vedem iarăși safe point-ul. Înapoi. D-ul e pe jumătate aproape, deci trebuie să fim mare, cu mare atenție.
jucător. Tot la D. Ok. D. Hai. Ok. Ok. Nu știu ce se întâmplă. Aș vrea să reîncarc D-ul. Dar cred că o să-mi încarce un pic. Asta dacă scap, nu? Da, îl încarcă până la full. Hai, mai avem 8 minute și scăpăm. Care scapă, ca scade cel mai repede? B-ul. Problema e alta. Suntem la save point? Că nu cred că suntem. Hai frate, încă un pic, încă un pic, încă un pic, încă un pic. Ok. E la A. Bun, hai să stăm la A. Că prindem până la... Gata. Avem checkpoint ora 10. Aoleo. Aoleo. Tot A. Police report says that Sophie's parents went out with some friends at around 7 p.m. When they left, Sophie was by herself in the living room reading a book. Everything was just as usual, but when they came back, she was missing. The back window was broken and Sophie's blood was found in the basement. Superb. Cum de scad atât de greu alea sau nu scad deloc? Ok. Facem din nou. Man, dar câte... Stai. Câte checkpoint-uri avem? Acum mi-am dat seama că m-am tot uitat pe laptopul ăla și parcă în stânga jos se arătau checkpoint-urile, nu-i așa? Da, bă, ia uite, până la 6 dimineața. Bun, hai la A. Ăsta ne-i safe point-ul, ăsta ne-i zona. Nu ne mutăm de aici nici cum, nu ne mișcăm. Nu ne se poate întâmpla nimic. Deci nu acționăm deloc, da? Indiferent ce se întâmplă. O să încerce să ne cheme aici, dar nu o să o facem. Nope. Dar trebuie să ajungem la B. Cum facem asta? Hai înapoi aici, ia o să apară. Sau nu. Ok. Bun, C. Suntem la... Trebuie să mergem la C. Ok. Hai la jos. Hai la A, fratele meu. Eroare la B. Ok, trebuie să mergem la calculator, înseamnă? Nu? Error. Și? Fine tune until all lights are green. Ok. Ok. Ok, și? Ok. The code. 1... Stai, nu! 5957. Ok. Gata? Gata. Tot A e punctul safe. Aoleu, D-ul e pe moarte. D-ul e pe moarte. Ok, hai repede, 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 repede la D, repede la D. Repede la D, repede la D, repede la D. Murim. We are dying. We are dying. Sau? Ok. Doamne, Iisuse Hristoase, jocul ăsta mă moară. Deci chiar poți să numești Infarct Simulator, să moră dacă nu. Deci tot au, bun, hai la atunci, din nou, stăm aici, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Nici nu știu, eram aproape data trecută să trecem? Nu cred. Man, și dacă ăsta e jocul pe Curse, cum dracu e pe Nightmare? Mă rog, cum îi zicea la dificultatea aia grea. Ok, eroare la B. Hai să facem. Deci B. Din nou. Deci verde. Stai, ce? Bă, cum e mai complicat, frate? Parcă a fost mai ușor data trecută. On, 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 on. 1, 9, 3, 6. Ok, exit. Hai înapoi la B. Înapoi la B. La D trebuie să mergem din nou.
aceeași situație, da? Pe ăla a... The save point. O singură... problemuță avem. Scad C-ul și D-ul cam repede. Ok. Cum aș putea la D să îi dau recharge fără să mor? Că zicea, if you hear creepy sounds, go the opposite way. Opposite way însemnând ce? Mă duc dracu. Ok, din nou. Deci, mergem aici, o să pice B-ul imediat. Nici m-am uitat, au era save point-ul? Bă, sper că-s bine aici. Hai înapoi să mă uit. Nu, acum e D-ul. M-a auzit jocul, bă. M-a auzit jocul, ce vorbești. M-am pus D-ul save point. Știau că nu o să rezist altfel. Bun, aici nu ni se poate întâmpla nimic acum. Și de data asta... Au, e primul care cade. Ok, când ajunge pe aici, pe la jumătate din cât e acum, cobor. Hai să încărcăm și D-ul. Nu, D-ul e full. Oh, nu. Eroare la ce? Ok, ce, uite-l aici. Ok, din nou. Verde. On. 21.50. Stai, repede, fugi. Și? Scăpăm sau nu scăpăm? Nu cred că scăpăm, așa-i? Ba, am scăpat. Prin minune. Deci ca prin minune. Dar unde draci o fi? Ok. Nu știu cum, dar am scăpat. Și de data asta. Ok, hai la calculator să vedem care e safe point-ul. Dacă ne lasă Sophie. La A. Bun, hai la A. Aolo, dar ce repede scad alea alte, fratele meu! Hai la B și C. Hai jos. Hai de jos. Au, are tot safe point-ul nostru? Hai să vedem. Da, tot aia. Bun, perfect. Încărcăm atunci și au fix acum. Și e numai bine. Ok. Teoretic suntem safe. Că suntem la safe point. Practic, suntem safe? Da. Ok, hai să verificăm acum. Tot au, ok. Hai înapoi la atunci. Hai să-l încărcăm maxim. Încă B-ul și D-ul. Bă, da, ce mișcare pe aici, frate. Forță majoră în puii mei. Ok, hai la D. Aoleu, deci mi-e frică întotdeauna de D, frate. Hai la D. Hai. Ok, hai la A înapoi. Până acum... Bă, hai că ne apropiem cumva de finish line.
11 și 10. Eroare la D. Ok. Bun, D. Tot aceleași puzzle de fiecare dată? Ok. Ok. Așa. Ok. 38, 23. Care e save point-ul? A? Da, A. C-ul un pic e... e cu skepsis. Aolo, iar îmi pică C-ul, frate. Hai, C-ul. Ok. Ok, on. 5, 2, 2, 7. Nu, 5, 2, 2, 7. Ok. Bun. De când dracu nu mai filmez, nu știu. Deci la D este punctul culminant. Ok. Hai sus la D. Aici. Ok. Bun. Ok. Gata, cred că am scăpat, nu? Hai de înapoi. Nu, stânga jos. Ok. Safe point-ul nu știu unde este în momentul ăsta, deci habar nu am. Habar nu am, efectiv. Bun, hai să vedem acum unde e safe point-ul. Hai, bă, un picuț mai avem, deci un picuț, da. Bun. Hai, bă, mai un picuț. 48. Oare reușim să stăm așa până la... Oare? 50? 51? Hai să verificăm doar dacă e safe point încă la A. Da, e încă la A. E ok. E perfect. Deci e perfect. Hai, încă un pic. 7 minute mai avem de stat. Aolo, stai, hai să încărcăm AU. E perfect, trecem, gata, am trecut. Am trecut noaptea. Adică n-am trecut noaptea, am trecut la 12. Bun. Unde dragi suntem acum? D. The next day the police found in the phone records that Sophie called her best friend Clarissa before disappearing. Clarissa said she only talked to Sophie for a couple minutes about homework, but the records showed that the call lasted 33 minutes. The police also found in Sophie's cell phone a draft text message that she was writing to her father. The message said, "Daddy, please come home. I think that I saw a man standing outside the window. Please hurry. I am a am înțeles. De este unde trebuie să merem. Okay. E aici. Sophie, e aici. Cărcăm de-o. Oricum e waypoint. Ăsta, save point. Hai, fuguța spre B. Bun. Calculator. Tot la D. Bun, atunci. Acele sushotel oare sunt de la Sophie? Oh, nu. Cred că m-am sinucis în momentul ăsta. Nu? Ok. Nu. Păi, în partea opusă. Ok, hai la laptop. O singură problemă. Trebuie să reîncărcăm B-ul. Urgent. Urgent. Ok.
să vedem. La A e punctul forte. Hai să ne încărcăm. Hai că mai avem un pic și... Aici cum fac? O să aud... Dar din nou, aici ce dracu fac dacă aud... Dacă aud pe Sophie? La D. Băi cu eroare, hai să rezolvăm B-ul. B. Așa, ok. Bun, și... Aici. On, on, on. 4, 0, 2, 0. Ok. Perfect. Eroare la A. Ok. Să rezolvăm și pasta. Așa. On, on. 30. Nu. 98, 98. Ok. Așa, așa și așa. Bun. La A. Hai la A. Ce pui mai se întâmplă? Ce se întâmplă? Ok, unde e save point? La D. Am înțeles. Hai, dați atunci pe D. Perfect. Reîncărcăm. Mergem la C. Aceeași mechereală. Iau. No, 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 no. Pădeu. Bună-i. Hai la păde. Și save point. E și locul unde trebuie să mergem. Superb. Și acum înapoi la A. Oh my god, pică și A-ul și B-ul și C-ul în același timp. Hai la B. Hai la C. Ok, am înțeles, te-ai enervat, lasă-mă. Ok, și D-ul. Oh nu, ce fac acum? E în față Sophie sau mi se pare? Cred că doar mi se pare, nu? Nu! Nu mi s-a părut! Nu mi s-a părut! Nu mi s-a părut! Chiar era în față! Chiar era în față! Ok, mergem aici, dar nu știu dacă este save point. Ok. Save point la D. Nu! Stai, s-a schimbat! Sau? Nu, tot la D. Ok. Hai la A. Oh my god, de ce merge atât de greu timpul de data asta? Stai, unde am zis că e voi save point-ul? La A? Nu știu, man. Hai să vedem din nou. Nu, la D. Ok. Hai la... B, au, văd că o rezistă în tot, adică gen cel mai bine. Ok. Bun. Din nou, e în față, e în față, nu-i așa? E în față, mă pregătesc să fug. Mă pregătesc să fug. Și
de ce am fugit nu știu. Deci sunt prost. Deci sunt foarte prost. De ce am fugit nu știu, pentru că eram la D, unde nu mi se putea întâmpla nimic. Pentru că era safe point. Dar am fugit. Și m-am dus la C, unde nu era safe point. Ca să mor. Ca un prost. Hai să revedem. Deci de la 12 la 2, mi se pare că e o eternitate. Bun, hai să stăm la A. Stăm aici lejer. Nu putem păți nimic. Totul bine, totul frumos. Când eu ajunge pe la jumătate din câte acum, plecăm. Eroare. Nici nu a trebuit să ajungă la jumătate, aparent. Bun, hai să vedem. D. On, on, on. Verde, verde, verde și verde. 8, 1, nu. 8, 1, nu. 4, 1, 6, 3. Pac, pac, pac și pac. Superb. Au, e încă punctul ăla ca lumea. Dar avem o singură problemă. B cam cade. Hai, da sus. Începem cu D-ul ca să scap o dată de el. Sunt mort, 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 sunt mort. Sunt mort. Noi sunt mort. Încerc să fug la A, dar nu știu dacă rezolv ceva, sincer. Teoretic acum să lăsai fone. Perfect. Hai că suntem la 12 jumate. Și cât mai avem până la 6? Am văzut bine? Da, până la 6. Și ce, de la 6 trebuie gen până la 8? Sau la 6 ne oprim? Nu știu, man. Mă rog. Hai și de-o. Nu m-am uitat să văd unde e waypoint, safe point-ul. Atâta te rog, Sophie, când sunt la D, nu veni la mine. Că nu știu ce să fac, sincer. Tot au. Au, e baza. Charge the device 100 times, wow. B. Ok, unde pot fugi acum? Deci unde pot fugi acum? Ziceți-mi mie, unde pot fugi acum? M-a prins, m-am dus dracu. M-am dus dracu. Numai dacă încă au... Wow, am scăpat ca prin minune. Tot au să-i pun. Se pare mie sau se aud șoapte, gen. Nu știu, hai sus. Bă, față de Five Nights at Freddy's, ce-mi place la asta că e un pic mai pe acțiune, așa, mai continuu, trebuie să faci ceva, gen. La Five Nights at Freddy's trebuie să aștepți, să vezi ce se întâmplă. Poți să verifici numai câteva camere, cel puțin la primul, nu știu cum sunt ultimele. Acu eroare. Ok, hai să le reparăm. Acu eroare. Verde. On. 9, 6, 1, 3. Pac, gata. Au, e încă save point. C-ul cu eroare, băi, lasă-mă. Hai să facem, să reparăm B-ul. Și hai acum la laptop. C-ul, de aici. 1, 1, 1, 1, 1. Ok.
okay. Hai pe... Facă-te mâna, aaa. Ok. Perfect. Hai că de data asta eu zic că facem. Deu-i acum save point. Hai să încărcăm B-ul, deși se scade cel mai dăm de nou, deși mă terorizează jocul ăsta, sincer să fiu. Efectiv, terorizant, frate. Ok, deci, AU este save point. Vedem de muncii noștri aici la punctul A. Nu scap prea repede. Acum încep să scadă destul de rapid. Trebuie să încarc AU. Și hai și la ce. Hai și la D. Dar ultima oară, știți cum am murit, nu? Am dat click exact când a apărut ea. Ok, acum fug, gata, șefa. Gata, hai la A. Unde suntem în siguranță? Super. Și înapoi la save point, teoretic. Hai să-l verificăm dacă e bun. Da, punctul A. Dar cum ziceam, bă, man, deci ce noroc să am, frate, ca fix la... Când a apărut ea să dau eu click. Ok, n-avem nimic de făcut. Suntem safe. Suntem safe. Suntem safe la waypoint, la save point. De ce tot îi zic waypoint, nu știu. Iar acum cade cel mai rapid, cred că C-ul. Dar hai să vedem dacă e bine unde stăm noi la A. Da, e bine aparent. Bine, încărcăm B-ul. Mergem, încărcăm C-ul și D-ul. Dar am să încep cu D-ul. Asta mă terorizează întotdeauna. Ok. C-ul. Hai, back to A. Come on. Înapoi la A. Ok. D. Din nou D și C. Ok, am înțeles. Nu-ți place de mine, nu-ți place de fața mea, am înțeles. De cu eroare, tocmai ce l-am încărcat în puii mei. Mă chinuie aici degeaba, frate. Stric asta tot filmul. Hai la laptop. Că zic că restul rezistă, nu? On. 3, 5, 1, 2. Da, nu știu de ce l-am luat acum în altă ordine, dar cât timp îl facem e bine. Nu? Nu știu, cred. Și ne-am uitat să vedem unde e save point-ul. Ne-am uitat să vedem unde e save point-ul. Oh, nu. Oh, nu. Sper să fie A. Deci sper să fie A. Ok, am rezistat. D. Hai să încărcăm atunci astea de aici, de jos.
Bă, ce repede scade la A, frate. Și acum de... Bun. Acum avem doar de stat. Nu mai avem de stat. E ok. Trebuie să mergem să reparăm C-ul. Hai să umplem întâi A-ul. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Ok. Bună. Hai, ce? Bun. Ok. On, on. 5, 7, 0, 4. Fuck. Fuck. There e safe point. Bun, hai la... Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Suntem morți. Ca și morți. Sau? Oare reușim să urcăm la etaj? Să fac un rahat iarăși. Fac un rahat iarăși, nu-i așa? Nu. Bun. Asta dacă nu cumva s-o fi schimbat iară waypoint-ul. Și am un feeling, asta s-a întâmplat. Hai bă, iară suntem la 1.30. Deci să fiu atent să nu dau click din greșeală. Au, e save point, ok. Hai, reîncărcăm. Perfect. B. Sus la... Rahat. Hai și aici. 1.33. Ok. Înapoi, 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 înapoi. Jos. Încărcăm repede A-ul. După care reparăm B-ul. E bun, e bun, că nu o să scadă atât de repede A-ul. Ok, B. Unde ești aici? On. Pac, 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 pac. Eroare la A. Oh my god. Ce dracu facem? Trebuie să mergem să încărcăm C-ul și D-ul rapid. Nu, nu B-ul, C-ul și D-ul. C-ul și D-ul, C-ul și D-ul. Oh my god. Repede, 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 repede. Ok, repede și D-ul. Hai da. Bun. Și avem o singură problemă. Mică problemă. Sophie aici. Adică e... Ați înțeles voi? Și eu nu știu unde-i save point-ul. Sper să fie ăsta. Sper să fie ăsta. 5-1. 5-2. Hai să vedem unde-i save point-ul. E la D. Bun, hai atunci înapoi. Hai înapoi, că n-avem cum să pierdem acum. N-avem cum. Nu, deci ar fi culmea. Deci ar fi culmea. Nu e imposibil în viața mea, dar ar fi culmea. Gata. Am scăpat și de ora 2. Sincer. Sincer, și eu am aceeași reacție. Hai să coborăm. Așa, fain, frumos. Merem noi aici. No, hai. A neighbor called the police that night because he heard screamings coming from Sophie's house. When the police arrived at around 9:50 p.m. Sophie answered the door. She said the screams were not coming from there. The officer asked her a few questions and then they left. They were the last persons that saw Sophie that night. A few days later, when the same officer saw Sophie's photo, they got confused. They weren't sure if that was the same girl who opened the door that night. 1 month later, Sophie's best friend Clarissa was also reported missing. One day, she went to school and she never came back. Some people believe they ran away together. Okay. Hai cu A-ul. Hai cu A-ul. Nu știu de ce l-am încărcat, sincer. Man, ai ales păsiri sau e Sophie? Mă rog. Ok. Bun. Din nou, eu aici nu știu exact ce trebuie să fac. Dar bănuiesc că ar trebui, în teorie, să ajung la save point. Adică aici. Nu? Așa cred.
dar la ce? On, on, 93, 74. Așa, verde, verde. Ok, save point A. Ok. B. Să-mi iarăși au. Ok. Ce-am făcut greșit de data asta, man? Nu știu, habar n-am. Nu știu ce-am făcut greșit. Ideea este că mai avem doar de la 2 la 4, de la 4 la 6 și cred că atât. Nu? Așa cred. Cred că atât mai avem. Dacă nu, maxim de la 6 la 8. Ideea e că suntem pe final. Deci, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați like, share și subscribe. Țineți minte, până pe 31 octombrie am să urc în fiecare zi două jocuri diferite, după care, de pe 1 noiembrie 2023, începem cu continuarea jocurilor pe care le-am început deja, inclusiv cele pe care le-am început zilele astea. Deci, da, dacă aveți alte sugestii, nu uitați să le lăsați jos în comentarii. În rest, mersi frumos că ai rămas cu mine până aici. Eu am fost Gârcea, atât am avut de zis. Te salut și ne revedem în episoadele următoare de pe canal.